Bună ziua, Sfânta Audiență! Vă rog, deci, deoarece evenimentele organizate cu prilejul aniversării 30 de ani de la înființarea Universității Cooperative Comerciale din Moldova, este organizată în format hibrid, deci avem și transmisiune prin Zoom. Cei care sunt conectați online, este organizată traducerea din limba română în limba engleză. Pentru cei care sunt în sală și nu cunosc limba română. Deci în program era menționat să aveți căștile, să le conectați și alegeți limba de engleză și va fi cu transmisiune în engleză. Mulțumesc! Acum începem propriu zis, nu? Stimați colegi, onorată asistentă, stimați oaspeți, stimați participanți, dragi studenți, dragi prieteni, o ocazie specială într-o unitate din această sală este conferința Științifico-Practică Internațională, dezvoltare economică și cercetare, dedicată aniversării de 30 de ani de la înființarea Universității Cooperative Comerciale din Moldova, 105 ani de educație cooperativistă, 155 de ani la crearea primei cooperative de consum din Moldova. În acest context, în numele întregii comunități academice a Universității Cooperative Comerciale din Moldova, salut toți prietenii și participanții la acest eveniment. Stimați colegi, la 23 iunie 2022, mâine va fi un an, de când Consiliul Europei a recunoscut perspectiva europeană a Republicii Moldova și a decis de acord de statutul de țară candidată pentru integrarea europeană. La 1 iunie, în cadrul summitului Comunității Politice Europene, a fost reiterat parcursul nostru european. Aceasta semnifică tranziția către o nouă etapă de dezvoltare a țării noastre, care este însoțită de beneficii, dar și de provocări, cărora țara noastră trebuie să le răspundă pentru a deveni o țară cu adevărat europeană, cu o economie competitivă, rezilientă la provocări și deschisă pentru schimbare și inovare. Preocupările pentru creșterea competitivității, sustenabilității și inovării economico-sociale sunt extrem de relevante și în condițiile actuale, în contextul consecințelor pandemiei COVID, dar și a impactului războiului din regiune, dintre Ucraina și Rusia, care continuă să afecteze economia națională, dar și cea globală, generând efecte devastatoare de ordin social și economic. În demersul de a atenua impactul acestor efecte, cercetarea, inovarea, educația capătă valențe majore. Totodată, aceste domenii se confruntă cu necesitatea de a asigura un proces de cercetare bazat pe excelență, integrat în circuitul internațional și apt să răspundă provocărilor actuale de dezvoltare economică. Un rol important în susținerea proceselor evolutive socioeconomice revine cooperativilor, care pe parcursul existenței sale și-au demonstrat că pot rezista crizelor economice, că pot contribui substanțial la dezvoltarea societății datorită caracterului său dual. Ele au devenit actori cheie al economiei sociale și aceasta o confirmă numărul în creștere a cooperativelor și a membrilor cooperatori. La nivel mondial sunt înregistrate actualmente peste 1 miliard de membri cooperatori, asociați în 3 milioane de cooperative care oferă locuri de muncă sau oportunități de angajare pentru 10% din populația ocupată. Datorită dimensiunii sistemului internațional a cooperativelor, omniprezenței și principiilor pe care se fundamentează activitatea cooperativelor, ele pot constitui soluții eficiente la provocările societale contemporane. Identificarea unor soluții inovative, a modelilor și strategiilor ce pot contribui la dezvoltarea durabilă constituie o tematică destul de actuală la nivel național, internațional și o platformă de discuții pentru mediul academic, mediul de cercetare, cel de afaceri.
Aceasta a servit drept motiv pentru organizarea prezentei conferințe în parteneriat cu Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Moldova, Institutul Național de Cercetări Economice, Universitatea Comercială Economică din Lvov, Universitatea de Economie și Comerț din Poltava, Ucraina, Universitatea Gheorghe Vacovia din Bacău, România, Universitatea Dunăre de Jos din Galați, Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gheorghe Zani, Academiei României, filiala Iași, Universitatea Rovira Virgilii din Tarragona, Spania, Universitatea Florida din Valencia, Spania, Universitatea din Split, Croația, Universitatea Pannonia din Ungaria, Universitatea Artifex din București, România. Suntem onorați de prezența la conferință a domnului Veceslav Ceric, vicepreședinte al Uniunii Centrale Cooperativelor de Consum din Moldova, a domnului Todor Ivanov, secretar general al Comunității Europene a Cooperativelor de Consum din Europa, domnul Ion Maxim, vicepreședintele Consiliului Concurenței din Moldova, profesorul universitar Luciu Puiu Georgescu, rector Universitatea Dunăre de Jos din Galați, România, profesor Petru Puțic, rector al Universității Comerciale Economice din Lvov, Ucraina, profesor universitar Adrian Octavian Paraschivescu, rector Universitatea Gheorghe Vacovia din Bacău, România, profesor Alexei Nestule, rectorul Universității de Economie și Comerț din Poltava, conferențiar Biser Cristie, vicerector Universitatea Agrobusiness și Dezvoltare Rurală din Lvov, din Bulgaria, conferențiar Maria Victoria Rebu, Universitatea Rovira Virgilii din Tarragona, Spania, rectori, prorectori, colegi din instituțiile de învățământ parteneri din țară și de peste hotare, manager și reprezentanții mediului de opace, conectați online, fiindcă conferința noastră are loc în format hibrid. Onorați oaspeți, vă mulțumesc pentru a ați răspuns invitației noastre și sunteți alături cu noi. Prezența dumneavoastră ne onorează și de amploare acestui eveniment. Conferința stabilește obiective ambițioase. În cadrul acesteia vor fi puse în dezbatere aspecte ce vizează problemele, provocările care se confruntă economia Republicii Moldova, dar și cea din regiune și la nivel mondial, perspectivele de dezvoltare economică influențate de efectele negative de ordin social și economic și se va încerca să se identifice soluții inovative, colaborative, inclusive în dezvoltare economică. La conferință și-am anunțat participarea circa 130 de persoane și vreau să remarc faptul că nu doar din mediul de afaceri, dar și din, nu doar din mediul academic, dar și din mediul de afaceri și cu deosebită plăcere vreau să salut managerii entităților cooperatiste, membrii cooperatori, membrii comitetelor sectoriale ale Camerei de Comerț și Industrie și ale altor agenții economice. Astfel, această conferință este concepută ca un forum științific internațional care reunește pe o platformă de discuții mediul academic, mediul de cercetare, tineri cercetători și alte părți interesate. Onorați oaspeți, stimați participanți, în numele Comitetului Organizatoric Științific, vreau să vă mulțumesc mult pentru că ați răspuns invitației noastre și participați la acest eveniment, demonstrând deschiderea spre colaborare. Totodată doresc tuturor participanților discuții interesante, constructive, instituirea unor noi parteneriate pentru a valorifica cu adevărat principiul de dezvoltare economică bazată pe cercetare. Vă mulțumesc! Onorată asistență, înainte de a trece nemijlocit la prezentările din ședința plenară, îmi revine onorabilă misiune de a vă aduce la cunoștință hotărârea Senatului, lucru pe care mi l-a delegat Senatul CCM. Țin să menționez că a devenit o frumoasă tradiție acordarea înaltului titlu de doctor honoris causa al Universității Cooperatist Comerciale din Moldova la aniversarea acestei instituții, această activitate înscriindu-se firesc în albie eforturilor comunității noastre de a consemna personalități notorii din domeniul cercetării, educației. Cu sentimente de profundă recunoștință și satisfacție vreau să remarc că la 26 aprilie, curent, Senatul Universității a decis să confere titlul de doctor honoris causa al Universității Cooperative Comerciale din Moldova, profesorul universitar doctor abilitat Petru Puțic, rector al Universității Comerciale Economice din Lvov, Ucraina, instituție cu care universitatea noastră dezvoltă parteneriate de mai mult de 30 de ani. Apropo, țin să menționez că până la înființarea universității noastre,
Această instituție a pregătit specialiști de nivel înalt de calificare pentru sistemul cooperației de consum, iar la etapa înființării universității, deci această instituție ne-a oferit un suport imens în organizarea tuturor proceselor de cercetare educațional și a proceselor de management. Totodată vreau să vă aduc la cunoștință că prin hotărârea Senatului din aceeași dată a fost decis să se confere înaltul titlu de doctor honoris causa universității noastre domnului profesor universitar doctor inginer Lucian Puiu Ciorcescu, rectorul Universității Dunăre de Jos din Galați, România, instituție cu care universitatea noastră are un istoric de colaborare un pic mai scurt, dar la fel un impact puternic asupra tuturor dimensiunilor de activitate ale universității noastre. Totodată vreau să remarc că anume această universitate este cea care promovează pentru noi, cei din Republica Moldova, educația acasă sau internaționalizarea acasă, pentru că datorită programelor pe care le derulează această universitate, studenții noștri au posibilitate să studieze la ambele universități, aceasta fiind doar în favorul viitorilor specialiști și a competențelor pe care ei le posedă. Cu permisiunea dumneavoastră, eu aș vrea să dau citire, să-i ofer cuvânt doamnei Sofia Căpățână pentru prezentarea tradiționalului laudatio și să începem cu această activitate plăcută înainte de a trece la discuții din plen. Doamna Căpățână, vă rugăm foarte mult! Sau eu m-am stresat prea mult. Deci, stimați colegi, onorată asistență, înainte de a oferi cuvânt doamnei Căpățână, vreau să zic că, din păcate, domnul profesor Cuțic nu este fizic prezent aici, din motiv că, cauza că cred că o cunoașteți toți, deci este războiul în regiune. Și mai mulți colegi din România n-au putut veni fizic la acest eveniment din Ucraina, n-au putut participa fizic la acest eveniment, datorită faptului că nu a fost posibil să traverseze frontiera. De aceea, chiar dacă dumnealui fizic nu este prezent, cu sufletul și cu gândurile este la noi. Mulțumim, poftim, doamna Căpățână. Stin și oaste, astăzi Universitatea Cooperativă Comercială din Moldova acordă cea mai înaltă distinție, aceea de doctor honoris causa, domnul profesor universitar, doctor habilitat, Petru Alexeievici Cuțic, o personalitate ce se bucură de o largă și consolidată notorietate în spațiul academic, personalitate științifică remarcabilă pentru contribuțiile sale în domeniul contabilității și auditului. Domnia sa s-a născut la 24 mai 1966 în districtul Velico-Bereznianski, regiunea transcarpatică a URSS. În perioada 1973-1981 a studiat la școala gimnazială din districtul Velico-Bereznianski, regiunea transcarpatică, iar în 86-90 a studiat la Facultatea de Economie a Institutului de Comerț și economie din Lvov, a absolvit studiile superioare la Facultatea Contabilitate și Analiza Achizeții Economice, calificarea economist. Din august 1990 până în 1991 a lucrat în calitate de președinte al Comisiei de Audit a Uniunii de Structurare a Consumatorilor din Velico-Bereznean, a Uniunii Regionale a Consumatorilor Transcarpatieni. În 90-93 și-a continuat studiile post-universitare al Institutului de Comerț și Economie din Lvov. Activitatea științifică și pedagogică
a început din 1993 în calitate de asistent al Academiei de Contabilitate și Audit și parcurgând toate etapele ierarhice academice până obține gradul științifico-didactic de conferențiar în 2002, iar gradul de profesor universitar l-a obținut în 2011. În iulie 2000 a susținut teza de doctorat în cadrul Academiei de Comerț din Lvov, obținând titlul de doctor în științe economice la specialitatea contabilitate, analiză și audit și, respectiv, în iunie 2020 a susținut teza de doctor habilitat la aceeași specialitate în cadrul Academiei Naționale de Statistică, Contabilitate și Audit. Profesorul Petru Alexeievici Puțic acordă o atenție deosebită dezvoltării sale profesionale. În perioada 94-95 a efectuat un stagiu în domeniul contabilității și anume contabilitatea managerială și standardele internaționale de contabilitate în cadrul programului Fundației Soros. În perioada 2010-2020 și-a făcut un șir de stagii scurte în Marea Britanie, Polonia, Portugalia, România, Franța, China și alte țări. Este un manager de excepție. În perioada 2001-2003 activează în calitate decan adjunct al Facultății de Economie a Academiei de Comerț din Lvov. Din martie 2003 până în 2005, director adjunct al Institutului de Economie și Finanțe pentru Afacerile Academice. Din 2005 până în 2007, director al Institutului Economie și Finanțe. Din martie 2007 până în aprilie 2014 este prim prorector al Academiei de Comerț din Lvov. Iar din 7 aprilie 2014 până în prezent este rector al Universității de Comerț și Economie din Lvov. În această perioadă, Universitatea a cunoscut o ascensiune atât pe plan național cât și pe plan internațional. Profesorul Petru Alexeievici Puțic are capacități de comunicare eficientă prin reprezentarea Universității de Economie și Comerț în relațiile cu instituțiile statului, și anume Parlament, Guvern, Ministere, cu alte universități atât din țară cât și din străinătate, cu personalități culturale, științifice, politice. Toate acestea se datorează calității sale excepționale de a lucra cu oamenii, de a-i atrage și de a-i provoca la luptă cu timpul. În cei 30 de ani de carieră universitară a fost titularul cursurilor de discipline contabilitate și audit. Deci are contribuții științifice prin publicații în număr de 417, inclusiv 24 monografii, 188 articole, 17 articole care sunt incluse în bazele de date Scopus, Tabebul, Science, 21 de manuale. A participat la peste 230 de conferințe, inclusiv 39 de conferințe din străinătate. Sub conducerea domnului profesor Petru Alexeievici Puțic au fost susținute 17 teze de doctorat în științe economice. Este membru în două consilii științifice specializate de profil la specialitatea contabilitate, analiză și audit. Este referent oficial la peste 39 de teze de doctorat și 5 teze de doctor habilitat în economie. Este redactor șef a două publicații științifice din cadrul Universității de Economie și Comerț din Lvov. Este membru în diferite colegii și colective de redacție ale altor reviste științifice. Ca personalitate este un om exigent, cooperant și respectat pentru ținuta științifică, pentru forța și logica argumentelor. Dacă ne referim la atelier, din 1994 este auditor practician, membru al Uniunii Auditorilor din Ucraina. În 2019 este membru cu drepturi depline al Societății Științifice Taras Șevcenco, iar în 2017 este președintele Consiliului Rectorilor și Directorilor Instituțiilor de Învățământ Superior din Ucraina. Diverse distincții și titluri, premii de stat și departamentale, premii onorifice de muncă, insignia de onoare,
diplomele a Ministerului Educației, a Uniunii Centrale Societăților de Consumatori din Ucraina, titlul onorific lucrător emerit, certificat de onoare a administrației regionale și, nu în ultimul rând, deține insigna de onoare și diploma Radei Supreme a Ucrainei, care a obținut-o recent, în 2023. Un capitol aparte îl constituie colaborarea dintre Universitatea de Comerț și Economie din Lvov și Universitatea Cooperativ Comerciară, care a debutat încă de 30 de ani, pe când s-a fost înființată Universitatea Cooperativ Comercială și continuă până în prezent. Relațiile de colaborare sunt în continuă ascensiune, iar domnia sa are impact important asupra dezvoltării Universității Cooperativ Comerciale. Distinsă audiență, universitarul și managerul Petru Alexeievici Cuțăc, prin tot ce a realizat în cei 30 de ani de activitate, se situează în galeria marelor dascări, care au format cu dăruire de sine adevărate școli superioare, generatoare de contabili, economiști, profesori, care peste timp au devenit discipoli eminenți al domnului profesor. Se numește domnul profesor Petru Alexeievici Cuțăc. Dorim pe această cale și vă aducem cele mai sincere felicitări și alese urări cu prilejul aniversării care ați avut-o de curând a sărbătorit, dorindu-vă sănătate, succese, realizări frumoase în continuare. La mulți ani! Stimate domnule profesor, stimate domnule rector, am zis că ne pare foarte rău că nu sunteți fizic alături de noi, dar noi v-am pregătit toate insemnele care vi se cuvin și o să rog colegii noștri să le aduc aici în scenă ca să le vedeți și să știți că ele vă așteaptă și așa cum am discutat cu dumneavoastră, când vă apropiați așa mai în față ca să le vadă și domnul rector. Deci imaginați-vă că dumneavoastră le puneți aceste haine. Noi vi le punem aceste haine pe dumneavoastră. Și cum am discutat cu dumneavoastră, a zis că în jumătate de an se finalizează războiul cel mult și atunci noi avem posibilitatea să ne întâlnim și sau veniți dumneavoastră aici sau venim noi în Lviv să vi le aducem. Deci noi vă rugăm foarte mult să le primiți. Sunt oferite din tot sufletul și drept mulțumire pentru colaborarea care o avem cu dumneavoastră personal, dar și cu universitatea pe care o reprezentați. Eu sper că dumneavoastră le vedeți, domnul rector. O zi bună! Microfonul, vă rog. Stimate rector, domnilor și domnilor! Felicit echipa universității pentru acest eveniment important. Розвиток вашого університету – це еволюція людських доль, прагнень та неавтономна праця викладачів, студентів і працівників. Вони творили історію вашого університету, а історія свідчить про складний шлях, який пройшов університет впродовж всіх цих років. The development of your university is the evolution of human destinies, aspirations, and tireless work of lecturers, students, and employees. They created the history of the university, and history shows the difficult path that the university has taken during all these years. Вік університету – це надійна основа для побудови прогностичного тренду принаймні на десятиліття. Достойна ретроспектива вашого університету дозволяє окреслювати майбуття розвитку вашого університету, а сьогоднішнього дня і мого. The age of the university is a reliable basis for building a prognostic trend for at least a decade.
A decent retrospective allows you to outline the future development of your, and from today, mine, university. Оптимістичність прогнозу випливає з історії університету, стійкість якого не порушили всі ті зміни, які відбувались. The optimism of the forecast stems from the history of the university, the stability of which was not disturbed by all the changes that took place. Існує запорука цієї непорушності – це студентство. Його юний вік був і залишається незмінним і незламним від віку Alma-Mater. Це та константа, котра гарантує університетові постійну молодість і творчий неспокій. Заради утвердження цієї фундаментальної константи маємо дбати про прийдешнє університету. Наголошую, тепер моє. There is a guarantee of this inviolability. Studentship, which young age was and remains unchanged and independent of the age of its alma mater. This is the constant that guarantees the university eternal youthfulness and creative restlessness. For the sake of establishing this fundamental constant, we must take care of the future of the university as well. I emphasize, now ours. Університет є не лише науково-педагогічною інституцією, яка виконувала та виконує функцію національно-культурницького, громадсько-просвітницького характеру, утверджуючи в суспільстві репутацію кооперативного закладу як освітнього, наукового та культурного центру загальнодержавного значення. The university is not only a scientific pedagogical institution that performed and performs functions of national, cultural and public educational nature. It's establishing the reputation of a cooperative institution in society as an educational, scientific, and cultural center of national importance. І тепер ми разом маємо дбати про подальший розвиток університету. And together, we must take care of the further development of the university. Дякую колективу університету за високе визнання і присвоєння мені доктора Гоноріс Кауза, що для мене є великою відповідальністю перед колективом. I sincerely thank the administration and the staff of the university for the high recognition and awarding me Dr. Honoris Causa, which is for me a great honor and responsibility. I wish you spiritual strength and noble intentions to achieve the most worthy goals in the blessed field. Vivat Academia, mulțumesc echipei universității. And may God help us, you in this. Thank you. Thank you. Mulțumim foarte mult. Un pic s-a auzit cam greu, fiindcă probabil la dumneavoastră sunetul nu este dat la maximum și noi am auzit, pentru că noi am stat foarte, foarte liniștiți. Și am auzit ceea ce a spus dumneavoastră, dar pentru prezentare vă rugăm foarte mult să conectați sunetul mai tare, fiindcă nu se aude. Da? Mulțumim foarte mult, stimate domnule rector, vă așteptăm cât mai repede să ne întâlnim. Am vizitat orașul dumneavoastră, este un formidabil. Universitatea este una la fel formidabilă, fiindcă are și universitatea peste 100 de ani de când a fost fondată, cu istorie și tradiții foarte frumoase. Și eu cred că când se va finaliza în timpul cel mai apropiat acest necaz pe care îl trăim nu doar țările noastre, dar întreaga omenire, eu cred că noi vom avea frumoasă ocazie să ne întâlnim, să discutăm, să participăm pe viu la discuții, la conferință. Noi vă mulțumim foarte mult și vă rugăm să rămâneți cu noi și zic încă o dată că însemnele dumneavoastră vă așteaptă. Mulțumim! Stimați colegi, onorată asistență, vreau să trecem la o etapă interesantă, este conferirea înaltului titlu de doctor honoris causa
colegului nostru, prietenului universității noastre, domnului Lucian Puiu Georgescu. Ziceam că cu această universitate noi avem relații nu atât de lungă durată, dar impactul acestor relații este unul major asupra activității universității, asupra internaționalizării universității, dar și mai cu seamă în domeniul implementării unor proiecte comune. Am avut mult de învățat de la această universitate care anul acesta am venit onorabil la vârstă de 75 de ani. Noi suntem un pic mai mici, de aceea încercăm să învățăm de la cei care au experiență mai multă și vă mulțumim pentru acest parteneriat pe care îl avem noi, pe care îl dezvoltăm și sper să avem și în continuare relații frumoase de colaborare și proiecte comune în beneficiul studenților, în beneficiul societății. Vă mulțumim foarte mult și eu rog pe doamna Căpățână să dea citire laudațiu. Laudațiu domnului profesor universitar, dr. Puiu Lucian Georgescu, rector al Universității Dunărea de Jos din Galați, cu ocazia acordării titlului de doctor honoris causa de către Universitatea Cooperativ-Comercială din Moldova. Este greu de a cuprinde într-un cadru restrâns o personalitate, de aceea vom selecta doar câteva repere semnificative care să definească activitatea domniei sale în vederea acordării de către Universitatea Cooperativ-Comercială a titlului de doctor honoris causa eminentului profesor și om de știință, Puiu Lucian Georgescu, pentru remarcabilele sale contribuții în domeniul științelor și ingineriei mediului, dezvoltării durabile. Astăzi asistăm la un eveniment deosebit, prin care Universitatea Cooperativ-Comercială își exprimă admirația și prețuirea față de un ilustru om de știință. În acest context, ne face plăcere să prezentăm activitatea biografică a domnului profesor Puiu Lucian Georgescu. Domnia sa s-a născut la 5 mai 1960 la Galați, în județul Galați, România. După absolvirea studiilor liceale, domn profesor, în perioada 1980-1985, urmează studiile în cadrul Institutului Politehnic din Iași, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, specializarea inginer-chimist. Excelența sa, profesor universitar, doctor inginer, Puiu Lucian Georgescu, se distinge printr-o carieră prodigioasă, care îmbină armonios activitatea de cercetare, activitatea didactică, managementul proiectelor de cercetare și dezvoltare, componentă relevantă a unei personalități complexe. Cariera domniei sale este destul de bogată. Calitățile manageriale, ținuta profesională și abilitatea de a coordona programe naționale și internaționale de cercetare, recomandându-l ca personalitate de seamă a comunității academice. Din 1993 până în 1998 a studiat la Universitatea François Rabelais de Tours din Franța interacțiunea dintre sistemele naturale și cele biologice, inhibarea degradărilor non-enzimatice prin utilizarea extractelor naturale, calității și conservării alimentelor. În 1997 a susținut cu distinție teza de doctorat în domeniul chimie alimentară, iar în 2004 a primit gradul de profesor universitar la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. În perioada 2007-2012 a ocupat funcția de decan al Facultății de Știință și Mediu, îndeplinind misiunea de coordonare a activităților în domeniul de cercetare și dezvoltare. Este reprezentant în Senatul Universitar, responsabil de coordonarea cercetării doctorale și pentru parteneriate internaționale privind cercetarea și dezvoltarea. Coordonarea activităților Senatului legate de structura organizatorică și funcționarea universității pe direcțiile didactice, cercetare și administrație a continuat în perioada 2012-2019 în postura de președinte al Senatului Universității Dunărea de Jos din Galați. De asemenea, în perioada 1993-1998,
a fost cercetător la Charge de Cours cu expertiză în calitatea alimentelor, nutriție, interacțiunea între poluanți, contaminanți și sistemele biologice, protecție naturală pentru angajații din industria alimentară, la Institutul de Nutrition de Tour France. În 2005 până în 2007 a ținut prelegeri ca invitat și senior expert pentru proiecte de cercetare, dezvoltare, managementul cercetării la Appalachian State University din Statele Unite ale Americii. Este autor al publicațiilor de carte, a fost expert și consilier în organizații științifice și de mediu pe proiecte, inclusiv Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Din ianuarie 2017 a fost secretar de stat la Ministerul Cercetării și Inovării, iar din iunie 2017 a condus acest minister. La sfârșitul anului 2019 a fost ales în calitate de director la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Publicațiile sunt destul de numeroase, de 12 monografii, peste 75 de lucrări publicate în reviste cotate de World Science, două brevete de invenție, peste 80 de lucrări publicate în reviste cotate BDI, peste 120 de lucrări prezentate la conferințe internaționale și naționale, proiecte de cercetare, dezvoltare și educaționale, care a fost parte, 32 de proiecte cu finanțare internațională, inclusiv la 50%, la 16 proiecte, fiind în calitate de director sau coordonator de proiect. 37 de proiecte de finanțare națională, inclusiv 17 proiecte în calitate de director de proiect. Formarea postdoctorală în managementul cercetării s-a derulat de-a lungul anilor în Franța, Olanda, Germania, România, Japonia, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit. Referitor la formarea privind activitățile instituțiilor UE, deci formările s-au efectuat în Belgia, Elveția, România. Este participant în diferite rețele internaționale. Coordonatorul pentru România a rețelei europene pentru dezvoltare științifică și educațională în domeniul tratamentului solurilor poluate și deșeurilor industriale. Participanți la acest proiect sunt Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Le Havre din Franța, Universitatea Rotterdam din Olanda, Universitatea din Greenwich din Marea Britanie, din Spania, Italia, diferite autorități de protecție a mediului și companii din România, Franța, Olanda, Marea Britanie, Italia și Spania. Participant în sistemul francofon de editare și difuzare din universitățile de expresie parțial sau integral franceză și în rețelele universităților francofone. Face parte din Clubul Internațional al Mării Negre, Comisia pentru Implementare și Dezvoltare Tehnologiilor de Informație și Comunicație în zona Mării Negre, în calitate de secretar executiv. Este membru în rețeaua șofurilor cu membri din România și Olanda. Este redactor șef la diferite reviste științifice codate PDI. Dacă să ne referim la distinții, deci domn profesor Guiu Lucian Georgescu deține un șir de distinții, inclusiv trei titluri de doctor honoris causa a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău, doctor honoris causa a Universității Ovidius din Constanța și doctor honoris causa recentă obținută la Universitatea Bogdan Petriceicu Hașdeu din Tahur. De asemenea, domn profesor deține Ordin de Palm Academic al Republicii Franceze în grad de ofițer, deci aceasta este obținută distinție pentru contribuții remarcabile în domeniul educației, cât și în promovarea limbii franceze și culturii franceze în lume. Deține diploma de gradul 1 al Parlamentului Republicii Moldova, distinția Inspectoratului General al Poliției, medalie pentru cooperare, Inspectoratul General al Poliției din Chișinău și multe alte distinții. Distinsă audiență. Stimate domnule profesor, universitar dr. Guiu Lucian Georgescu, în numele comunității academice a Universității Cooperativ-Comerciale din Moldova,
Exprimăm felicitări cordiale și mulțumiri pentru întregul suport pe care l-am avut pe parcurs din partea Universității Dunării de Jos din Galați și din partea dumneavoastră personală. Vă mulțumim! Haide, domnule rector, eu am ascultat cu atenție laudați, vreau să zic că aceasta este o mică parte din realizările pe care le are domnul profesor trecut aici, fiindcă acum, cred că pe o lună urmă, am vizitat universitatea după ce am făcut frumoasă aniversare, am marcat frumoasă aniversare de 75 de ani și am văzut foarte, foarte multe lucruri noi, organizate, înființate, deschise, o bibliotecă extraordinară. Nu știu dacă mai este vreo instituție de învățământ care să aibă un laborator care să navigheze și să cerceteze problemele actuale ale mediului. Da, adică sunt foarte multe lucruri care au fost realizate și țin să menționez că dumnealui este persoana cu foarte multe idei inovative, nu doar în domeniul cercetării, dar și în domeniul dezvoltării infrastructurii, colaborării, susținerii studenților. Vreau să zic că este o onoare pentru noi să vă oferim acest titlu de doctor honoris causa al universității noastre. De fapt, vreau să menționez că noi oferim doar persoanelor care sunt foarte aproape, care au merite remarcabile, fiindcă primul titlu de doctor honoris causa noi l-am oferit primului președinte al Republicii Moldova, domnul Mircea Sneguri, care a fost semnătar a hotărârii Guvernului de Înființare a Universității. Apropo, astăzi, din păcate, dumnealui nu poate să fie alături de noi, de regulă la toate evenimentele participă. Și ulterior, încă 5 persoane s-au îmbrăgnicit de un alt titlu. Domnul Paraschivescu, rectorul Universității din Bacău, România, cu care avem la fel relații foarte multe, foarte bune. Și acest titlu, dumneavoastră, sunteți într-o cifră magnifică, numărul 7, deci care beneficiază de acest titlu și noi zicem că suntem onorați să vă-l oferim. Sperăm colaborarea noastră să continuă și acum, dacă nu sunteți împotrivă, atunci am vrea să vă oferim insemnele de doctor honoris causa.
Stimați doamnă rector, stimați colegi, stimați invitați, dragi studenți, este o onoare deosebită pentru mine să primesc această distinție din partea Universității Cooperative Comerciale din Moldova, o instituție colaboratoare din Andeide, unde sunt colegi, unde sunt prieteni. Și, simbolic vorbind, deși mă consider de ceva vreme membru al comunității academice a universității dumneavoastră, acum sunt și oficial. Și mulțumesc încă o dată pentru această onoare. Țin să îl felicit pe colegul nostru, rectorul Universității din Lvov, pentru această onoare și îmi exprim dorința că va veni cât de repede o vreme în care ne vom putea vedea și vom putea schimba împreună impresii, practici și ne vom putea transmite pe felicitările în viu grai, dându-ne mâna. În același timp, țin să felicit din toată inima, în numele comunității Universității Dunărea de Jos din Galați, pe colegii doamna rector și cu adumii sale, din Universitatea Cooperativ Comercială pentru împlinirea frumoasei vârste, foarte frumoasei vârste de 30 de ani. De fapt, vârsta universităților contează mai mult cu timpul, fiecare an însemnând experiențe noi, însemnând acumulări, însemnând prieteni, colegi, practici, succese, uneori probleme de rezolvat. Ultimii ani, cel puțin de când echipa noastră de la Universitatea Dunărea de Jos, mulțumesc colegilor mei, corectori, doamnei Chetana, Facultății Transfrontaliere, pentru că sunt alături de mine cu această ocazie, am început mandatul de rector pe 22 februarie 2020, și în două săptămâni s-a declarat starea de urgență din cauza COVID-ului și de atunci o ducem în continuu, din șoc în șoc, din eveniment în eveniment. Știți cum se spune, să nu fii de-a Dumnezeu omului cât poate duce. Ce se întâmplă în ultima vreme este dovada vie acestei vorbe înțelepte și sper să nu ne dea Dumnezeu chiar cât putem duce. Deși, până în prezent, împreună am dovedit că putem duce foarte mult. Universitatea dumneavoastră este un prieten și un colaborator de nădejde în Republica Moldova și în capitala acestea, în Spinou. Așa cum zicea doamna rector, am petrecut ultimii ani găsind împreună soluții pentru a reuși să internaționalizăm împreună activitatea universităților noastre, dar făcând-o acasă. Pentru cei mai mulți din studenții noștri din Republica Moldova, activitatea se petrece internațional, dar la casă la ei. Considerând că așa cum și noi ne dorim în România ca tinerii absolvenți ai universităților să rămână acasă, și noi trebuie să facem în așa fel încât tinerii absolvenți din Republica Moldova să învețe acasă la ei și să rămână acasă la ei, în măsura în care este posibil. Universitățile sunt în mijlocul unor activități importante, iar tema conferinței internaționale pe care ați promovat-o astăzi este una de mare importanță, care reflectă obligativitatea comunităților de a situa universitățile în primele rânduri ale strategiilor pentru dezvoltare economică eficientă într-o lume plină de provocări în toate felurile. Și închei prin a dori mult succes pregor conferinței care se vor desfășura azi și vor continua mâine. De altfel, mâine am să vă rog pe doamna rector să ne permită în programul încărcat cu conferinței să ne mai acorde câteva minute pentru a putea aduce și noi, Universitatea Dunărea de Jos, prefuirea pentru aniversarea acestui an. Vă mulțumesc încă o dată pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o și vă doresc cele mai bune lucruri din lume. Mulțumesc!
Și acum, stimați colegi, dacă ne permiteți, atunci noi am dorit să trecem la examinarea prezentărilor, comunicărilor din ședința în plen. Și primul cuvânt vreau să-l ofer domnului rector Lucian Tiu Georgescu cu comunicarea universității în contextul mileniului 3. Și urmăm deja după program. Mulțumesc! Am să trec la partea a doua, fiind un scurt partea agresivă și începând cu acest titlu, care pare ușor repetitiv. Ne-am obișnuit ca universitățile să fie în lume, să fie în mijlocul unor acțiuni, în mijlocul unor provocări și mai ales cele care, instituțiile cele mai serioase, cele stabile, cele permanente, care au ca misiune principală să se regăsească în mijlocul comunităților din care fac parte și să contribuie la găsirea celor mai bune soluții. De-a lungul timpurilor, atât în Europa, din care facem toții parte, cât și în lume, s-a dovedit că deciziile bazate pe o analiză științifică, pragmatică, bine fundamentată, în care universitățile au fost întotdeauna în centru, aceste strategii, construcția acestora, implementarea lor s-a dovedit cea mai serioasă, cea mai eficientă și cea cu cele mai bune rezultate. Atunci când știința și educația sunt date la o parte, rezultatele pe care le obține societatea pe termen mediu, în mod special, sunt din cele mai proaste. Acest lucru este verificat de sute de ani prin implicarea instituțiilor de învățământ superior în tot ce a semnat educația, formarea oamenilor, formarea conducătorilor și întotdeauna universitățile au fost acelea care au mai tras de mânecă niște oameni mai slab pregătiți sau care nu puneau bază pe știință, pentru că i-au mai tras de mânecă în vremuri în care nimeni nu îndrăznea să-i tragă de mânecă. Dar am să încerc să fac un lucru care sper să fie bine primit și anume să discutăm despre sau să prezint câte ceva despre universități din rezultatul propriei experiențe. Am putea să facem multe trimiteri bibliografice la rolul științific, de educațional, de formare în istoria universităților, dar de fapt nu asta aș dori, ci aș dori să vă transmit câteva din experiențele personale pe care le-am avut într-o perioadă care a început referindu-mă la internaționalizare undeva în anii 90-91, când România trecea printr-o perioadă similară cu cea prin care trece acum Republica Moldova, deci ne uitam înspre vest și ne gândeam cum să facem să primim calitate de candidat la Uniunea Europeană. Trebuie să recunosc că în acel moment eram mult mai puțin informat decât sunteți dumneavoastră acum. Republica Moldova, universitățile și că despre universități vorbim, sunt mult mai prezente în viața europeană și mondială decât erau universitățile de România în 1990, în care practic nu știam mare lucru despre acestea, auzisem pe undeva, sursele de informații pe care le-am avut până în 1990 erau foarte reduse, accesul la acestea era foarte redus, lucru comun în spațiul ex-comunist. Accesul la reviste, la cărți, la aparatură științifică, la tehnologie era într-adevăr redus. Dar să știți totuși că mi-am dat seama, nu în România, ci când eram în afară acesteia, școala pe care am făcut-o, eu am făcut Politehnica la Iași, deși sunt galățean, nu știu că sunt galați, dar era cu chimia. După ce am ajuns în 79 în echipa lărgită a României pentru Olimpiada Internațională de Chimie, am hotărât să urmez această carieră și cred că am făcut bine. În 90
și unul a plecat prima dată în banca, ca să cunosc, să încerc, să identific. Am avut de ales între a merge în Marea Britanie și a merge în Franța. Până la urmă, condițiile oferite erau mult mai bune în Franța decât în Marea Britanie, așa că am hotărât să mă duc în Franța. Aveam o mică problemă. Nu știam franceză. Făcusem la școală engleză și rusă. Am ajuns, profesorul vorbea bine sau foarte bine chiar engleză, ne puteam comunica foarte bine. I-am spus că nu știu franceză rău, n-am făcut la școală, n-aveam niciun exercițiu. Mi-a zis, nu e problemă, ne înțelegem în engleză. Ceea ce s-a și întâmplat. Numai că el venea odată la două zile la laborator să stătea câte jumătate de oră, maxim o oră. În restul timpului stăteam cu colegii mei francezi. Ne zâmbeam frumos, ne mutam unii la alții, eu încercam să-mi văd de treaba mea și ei de treaba lor. Era evident că nu există nicio șansă de fapt cu acei francezi să vorbească engleză, nu vorbea niciun absolut deloc engleză, așa că, bineînțeles, a trebuit să mă apucă de franceză și am făcut-o repede. Cred că cel mai repede învață omul când este obligat să o facă. Așa, bunăvoință, pe hobby, că mai citesc trei cuvinte azi, șapte, mâine, merge, probabil, dar cel mai bine merge când este omul obligat să o facă. Așa cum am apucat de învățat franceză în septembrie 93 și am învățat binișor. În așa fel încât în iunie 94, am devenit șargeu de cursuri la Universitatea François Rabelais, unde eram și doctorat la acela timp, eram doctorat la științe și șargeu de cursuri, un fel de conferențiat la Facultatea de Medicină, unde predam în franceză. Totul se făcea în franceză. A fost o problemă, nu știu, niște chestii de interpretare interesante la început, dar am învățat o franceză foarte apropiată de cea reală, cea vorbită. O altă problemă pe care am avut-o la început a fost că profesorul m-a băgat în cele 5 laboratoare subsecvente institutului nostru și a început să-mi spună ce este fiecare aparat și cât costă. Pe vremea erau franci francezi. Și eu calculam prețul unui echipament în funcție de prețul unui taci. O taci 1310 era 22.000 de franci francezi la momentul ăla. Și când îmi spunea 100 și ceva de mii de franci, făceam împărțirea, deci face cât 5 daci. Ăla cât 7 daci, ăla cât 10. Deci s-au adunat atât de multe daci încât nu mai făceam socoteală. Erau echipamente pe care nu le văzuse niciodată. De unele auziste, am avut pentru prima dată la dispoziție un PC, numai pentru mine. Noi aveam unul la catedră, la Galați, pe mii de directoare de departament. Ce poate catedră, cum se numea pe vremea aia. Dar stătea închis un mileu deasupra, ca să nu se strice. Deci vreau să vă spun că cam într-un an, un an mi-a trebuit și m-am familiarizat cu toate echipamentele care erau acolo. Principalul motiv pentru care am făcut-o a fost că aveam o școală foarte bună. Știam teoria în toate ramurile, chimie și fizică și matematică și ce aveam nevoie ca să fac acolo, mult peste nivelul francez. Mult peste nivelul francez. Cu școala făcută în România, integral. Politehnica de la ea și școala foarte bună, dar nu era simplu. La Galați, pe vremea, dacă vă aduceți aminte, cine e mai în vârstă așa, era singura facultate de chimie alimentară din România, singura facultate de navă din România, una din cele mai bune școli de mecanică, de inginerie și așa mai departe. Mi-a trebuit cam un an să mă conving pe mine și apoi pe cei din jur îi convinsesc-mă înainte să mă conving pe mine însumi. Și anume faptul că nu eram nici mai prost, nici mai slab, nici mai puțin pregătit decât erau francezi. Eram într-o școală internațională unde erau și americani și australieni și așa mai departe și mi-am dat seama că nu sunt deloc mai slab pregătit decât ei. Diferența fusese că eu mă născusem aici, unde accesul pe care l-au avut ei de la început la știință, ei au avut un mare avantaj, dar școala, inteligența și puterea de muncă pe care o aveam noi, eu am spun despre mine pentru că despre eu fac această conferință, dar erau sute de români
pe care i-am găsit peste tot, care au demonstrat în cursul anilor că sunt cel puțin la fel de deștept și de bine pregătit cum erau cei din vest. Imaginea scrisă era diferită. La vremea aceea, francezii care erau obișnuiți cu mulți imigranți din țările africane, în mod special, întrebau: la voi aveți televizoare? Aveți mașini? Aveți trenuri? Așa era discuția cu primii oameni care veneau din Est în anii 90. Apoi, întrebarea a făcut să umblu prin Europa o bucată de vreme, am fost profesor în Italia o bucată de vreme, în Olanda mai multă vreme, în Franța în principal, mai mulți ani. Am lucrat pentru Comisia Europeană din 2003, am lucrat și în Bosnia Herțegovina și apoi în 2005 am fost visiting profesor pentru 2 ani și ceva în Statele Unite. M-am mutat tot cu calabalâc acolo și am constatat același lucru. Eram, ziceam eu că în Franța eram mai deștept ca ei. Aici se poate pune oricând plural în față. Eram noi mai deștept ca ei. În America am descoperit că suntem mult mai deștept ca ei. În schimb, ce au avut ei întotdeauna și noi am avut numai de la un moment încolo, erau banii și condițiile de a se dezvolta individual, în echipă, pe universități, pe facultăți și așa mai departe. Universitățile lor sunt bine clasificate și foarte bine finanțate. Statul recunoaște rolul de formator, cel mai important rol de formator al universităților în toată economia, activitatea socială, activitatea politică a acestor universități. Statul a făcut-o întotdeauna, vorbesc și de americani, și de francezi, și de olandezi, și de italieni, care știu mai bine, a făcut întotdeauna, a recunoscut întotdeauna acest rol și o face în continuare. Am participat odată la un forum de dezvoltare durabilă în Marea Britanie, eram invitat din partea Statelor Unite, a fost de altfel interesant, am avut câteva proiecte dezvoltate cu americanii, coordonând echipe americane, în colaborare cu echipe din Europa, dar eu am reprezentat Statele Unite pentru 2 ani. Deși eu văd că sunt din Europa, americanii sunt extrem de pragmatici. Dacă cineva reprezintă o valoare sau cineva poate aduce o valoare adăugată unei instituții, acel cineva este exploatat la maximum timpul cel mai scurt. Aproape că nu există profesor în universitățile americane care să aibă contract de viață, cum e la noi, de exemplu, români. Asistenții mai au o perioadă determinată și uneori șefi de lucrări, conferințari și profesori sunt pe viață. La american nu este așa. Oamenii au contracte pe 5-6 ani, 7 ani. Dacă mai aduci ceva ori universități, adică știință, educație, bani, imagine, îți mai prelungesc contractul. Dacă nu, te muți. Asta este o chestiune. La american este prost văzută șederea unei persoane într-o singură universitate din studenție până în cariera de captivitate. Dacă n-ai trecut prin 3-4 universități, nu sună prea bine. În Europa este puțin diferit. În America, la american, nici nu poate fi vorba să rămâi în universitate unde ai făcut doctorat. Pleci în altă parte. Tu te duci undeva unde ești plătit mai bine și pus mai mult în valoare și universitatea oferă în funcție de ce aduci în plus tu ca persoană. Dar de ce? Repet, universitățile sunt niște instituții care funcționează după principii deontologice, educaționale și științifice clare, dar și după un pragmatism care înseamnă ce? Înseamnă că valoarea unei universități, sau altfel spus, cum ar veni valoarea celor care suntem aici, deci valoarea comunității formate temporar la această clădire, este mai mare decât suma valorilor individuale ale celor care suntem aici. Apare ceva în plus, faptul că suntem împreună aici și împărtășim unii altora din idei, înseamnă plus valoare. Dacă nu înseamnă asta,
valabilă și într-o universitate regulată, și într-o comunitate, la o conferință, congres, orice altceva, dacă adunarea noastră ibridă, în acest caz, nu reprezintă mai mult decât suma valorilor noastre individuale, este o adunare pur și simplu și atât. Nu e conferință, nu e seminar, nu este nimic mai mult. Asta înseamnă spiritul academic și universitar. Doamna rector a omis să-mi zică ce timp am. Deci, termin, nu? Dar să zâmbești. Da, spuneți-mi că e o disciplinată, dar trebuie să-mi spuneți. Că altfel stau prea mult și mai are o grămadă lume de vorbit pe plen și este și foarte clar și foarte târziu, așa că, cum spune, nu vreau să insist, nu vreau să par îngânfat pentru faptul că am discutat de experiența personală. Fac uneori acest lucru și la formele și la cursurile și la seminariile pe care le fac, de fapt, după cum știți, nici nu poți să mai vorbești o oră în continuu știință la curs. Trebuie să faci un break din când în când, că altfel spritisesc, puteți să scot telefoanele și ei pierdut de tot, să uită în altă parte, TikTok și alte chestii. Deci trebuie să oprești din când în când și să mai povestești ceva. E bine să încerci să povestești din ce știi, din ce ai trăit sau din ce ai citit, din surse serioase. E foarte bine să poți să faci asta. Dacă nu poți o faci, atunci povestești din ce poți povesti. Și asta este o chestiune. Ce, apropo de ce fac universitățile în lumea asta? Sfatul pe care l-am dat eu studenților, tinerilor colaboratorii mei, am echipe foarte mari cu care lucrez și sunt cei mai mulți din ei sunt admirabili pentru efortul pe care îl fac în lumea asta în care se înaintează greu, le spuneam așa. Dacă trece o lună din viața ta și n-ai ce povesti din luna aia, nimic, nici de școală, nici de bere, nici de lume, nici de grup, nici de lectură, nici nimic altceva, n-am zis o zi, am zis o lună. Dacă trece o lună, te întreabă cineva, ce ai făcut tu în ultima lună? Și trebuie să-ți scarpe din cap și să te gândești mult până a răspunde, ceva nu-i regulă. Dacă au trecut 6 luni, și mai rău, dacă a trecut un an, tot n-ai nimic interesant de povestit, inclusiv cei care sunt în studenție, atunci ceva chiar nu este în regulă. Parafrazând ce am spus până acum, apropo de profesor, și profesor trebuie să se gândească la fel. Dacă nu au ce le povesti studenților lor, în afară de buchea cărții, care este extrem de importantă, aia e baza, aia e știința, aia e universitatea. Dar în afară de asta, mai este un ceva. Acel ceva, în plus, este ce aduce profesorul universității și ce aduc universitățile societății. Să dea Dumnezeu să trăim vremuri, acum câțiva ani, uram tuturor mult succes și sănătate. Asta cu sănătatea nu mai să simtistea nimeni, sănătatea, e o chestie un dat. Mai ales la tinere, o cheie a sănătate, până la pensie mai avea. În 2020 am descoperit ce important este această bucățică de urare. Când nu mai avem ceva, atunci e bine să urăm, să ne urăm așa ceva. Deci am introdus din nou sănătatea la urare. Acum mulți ani, când eram eu tânăr și vorbeam mult despre pace, noi făceam cinstit, vorbeam despre pace, chiar asta ne dorea. Dar n-am mai vorbit despre acest termen. Pentru că mulți ani a apărut destul. Ce ne interesează? Ce se întâmplă în Africa, în Asia, departe, la zeci de mii de... Nu ne interesează, mă deosebi. Și iată că a venit o vreme când am descoperit că și acest cuvânt este extrem de important. Așa că închei prin a vă ura mult succes, sănătate și pace. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Mi-ați trăit și povestire, nu pentru 20 de minute, dar pentru mult, mult timp. Deci eu cred că o să avem frumoase ocazii să întâlnim și să ascultăm, împărtășim experiența dumneavoastră, pentru că este foarte utilă.
Stimați colegi, în aceste discuții trecem la următoarea prezentare, avem puține prezentări. Deci vreau să ofer cuvânt domnului profesor, domnul Petru Puțic, Universitatea din Lviv, Ucraina. Încercăm să vedem acum, cred că să se audă mai bine. Doamna Elena, vedeți dacă partajează dumneavoastră, rugați să partajeze ecranul. Să acceptați partajarea. Da, acces este, încă nu a partajat. Domnul rector, noi vă ascultăm. Fizic este mai bine, nu? Simțim emoțiile. Da. Simțim emoțiile, la distanță e mai complicat. Așa, vă rugăm să conectați sunetul. Sper că acum se aude mai bine, verificăm. S-a включit нас, назвал наш микрофон включен. Уже вода? Dear ladies and gentlemen, do you hear us? Is the sound okay? Do you hear us? Yes, of course. Now it's okay. It's okay now. Okay, so we will say again our welcome speech. Stimate rector, domnilor și domnilor, felicit echipa universității pentru acest eveniment important. Розвиток вашого університету – це еволюція людських доль, прагнень та невтомної праці викладачів, студентів і працівників. Вони творили історію університету, а історія свідчить про складний шлях, який пройшов університет упродовж всіх цих років. The development of your university is the evolution of human destinies, aspirations, and tireless work of lecturers, students, and employees. They created the history of the university, and history shows the difficult path that the university has taken during all these years. Вік університету – це надійна основа для побудови прогностичного тренду принаймні на десятиліття. Достойна ретроспектива вашого університету дозволяє окреслювати майбуття розвитку вашого, а сьогоднішнього дня і мого університету. The age of the university is a reliable basis for building a prognostic trend for at least a decade. A decent retrospective allows you to outline the future development of your and from today mine university. Оптимістичність прогнозу випливає з історії університету, стійкість якого не порушили всі ті зміни, які відбувалися. The optimism of the forecast stems from the history of the university, the stability of which was not disturbed by all the changes that took place. Існує запорука цієї непорушності – це студентство. Його юний вік був і залишається незмінним і незалежним від віку альма-матер. Це та константа, котра гарантує університету і постійну молодість і творчий неспокій. Заради утвердження цієї фундаментальної константи маємо дбати про прийдешнє і університету також. Наголошую, тепер нашого. There is a guarantee of this inviolability. Studentship, which young age was and remains unchanged and independent of the age of its alma mater. This is the constant that guarantees the university eternal youthfulness and creative restlessness. For the sake of establishing this fundamental constant,
We must take care of the future of the university as well. I emphasize now ours. Університет є не лише науково-педагогічною інституцією, яка виконувала та виконує функції національно-культурницького громадсько-просвітницького характеру Молдови, утверджуючи в суспільстві репутацію кооперативного закладу як освітнього, наукового та культурного центру загальнодержавного значення. The university is not only a scientific pedagogical institution that performed and performs functions of a national cultural and public educational nature. It's establishing the reputation of a cooperative institution in society as an educational, scientific, and cultural center of national importance. І тепер ми разом маємо дбати про подальший розвиток університету. And together, we must take care of the further development of the university. Дякую колективу університету за високе визнання і присвоєння мені доктора honoris causa, що для мене є великою відповідальністю перед колективом. Щиро бажаю вам духовних сил і благородних намірів для досягнення найдостойніших цілей на цьому благословенному полі. І хай допоможе в цьому нам Бог. I sincerely thank you, the administration and the staff of the university for the high recognition and awarding me Dr. Honoris Causa, which for me is a great honor and responsibility. I wish you spiritual strength and noble intentions to achieve the most worthy goals in this blessed field. And may God help you in this. Vivat Academia! Mulțumesc echipei universității! Доповідь – ключові напрями реформування економіки України. And now, friends, our presentation – key areas of reforming the Ukrainian economy. Попри всі проблемні аспекти, зокрема, до війни головними проблемами для великих підприємств були судова система та неналежний захист прав власності, інтеграція в нові ринки, експортні бар'єри, отримання доступу до іноземних ринків капіталу. Для малого і середнього бізнесу головними проблемами були судова система, слабкий захист держави, дрібна корупція. Despite all the problematic aspects, in particular, before the war, the main problems for Ukraine for large enterprises were the judicial system and inadequate protection of property rights, integration into new markets, export barriers, and access to foreign capital markets. For small and medium-sized businesses, the main problems were the judicial system and weak protection of property rights. Petty corruption in regulatory authorities, complex tax administration, high tax burden, and lack of affordable financing. The deterioration of business climate in 2020-2021, weak readiness of foreign private investors to work in Ukraine, which leads to a low inflow of foreign direct investments. The Ukrainian economy ended 2021 with a record GDP of 200 billion, 6 billion in foreign direct investments, and 34.7% increase in exports of goods and services. Незважаючи на всі складнощі, Україна в умовах війни вдалося зберегти відносну макроекономічну стабільність та подолати масштабну зупинку виробництва і відплив трудових ресурсів, спричинений переміщенням людей до безпечних місць та фактично повернути ці процеси в зворотньому напрямку. Що ми мали в економіці України? За рівнем технологічності українська промисловість на третину відставала від показників ЄС. За часткою високотехнологічної продукції в експорті відставання становило 4-8 рази. За енергоефективністю виробництва відставання було в 10 разів.
приріст ВВП від впровадження нових технологій становив лише 0,7%, а в розвинених країнах 60-90%. Despite all the difficulties, Ukraine has managed to maintain relative macroeconomic stability in the war and overcome the large-scale stoppage of production and labor outflow caused by the movement of people to the safe places and, in fact, reverse the processes. As for the problematic aspects of Ukraine's economy in the context of the war, since the war has been going on for more than 1 year, businesses and citizens of Ukraine will continue to feel its negative impact. According to expert estimates, the GDP decline by the end of 2022 will be 30 or 35%. The total direct and indirect losses of the Ukrainian economy have already reached 850-900 billion US dollars and will continue to grow. Основними проблемами в економіці України в умовах проходження війни на сьогоднішній день у нас трактуються. Це є повна та часткова зупинка або банкрутство фірм через зруйновані потужності, втрату та звуження ринку збуту в Україні, а також за її межами. Невиконання зовнішніх контрактів, в тому числі через валютні обмеження. Among the problematic aspects of the Ukrainian economy in the context of the ongoing war, we would like to draw attention to, first, full or partial shutdown of bankruptcy of commercial companies due to the destroyed facilities, lost and narrowing of sales markets in Ukraine and abroad, unfulfilled foreign contracts, including due to currency restrictions. Second, high unemployment, massive outflow of workforce outside the country, and the risk of non-return of a significant number of Ukrainian citizens who have gone abroad to seek temporary refuge from armed aggression. Third, changing the balance of labor force by region. Fourth, blocked seaports and narrow logistics, which will continue to hamper export development. Five, destruction of supply chains of raw materials and finished goods. Six, reduced bank activity and freezing of investment projects. Для відновлення економіки та її розвитку необхідно зробити такі реформи. Структурна перебудова економіки завдяки інноваціям та шляхом прискореного розвитку переробної промисловості, залучення інвестицій, нарощування експорту, імпортнозаміщення. Щодо залучення інвестицій, метою має бути підвищення рівня інвестицій до 30-35% ВВП впродовж наступних 80 років. Прикладом для України є проведення успішних структурних реформ на основі інновацій, може слугувати Ізраїль. Following key reforms are necessary for economic recovery and development. First, structural reorganization of economy through innovation and accelerated development of the manufacturing industries, attracting investment, increasing exports, import substitution. In terms of attracting investment, the goal should be to increase the level of investments to 30-35% of GDP over the next 8 or 10 years. European Union support the form of joint investment funds and guarantees could be an effective way to stimulate investment.
Increasing exports should be considered as one of the strategic alternatives for Ukraine's future economic growth. However, given that the main part of Ukraine's exports are raw materials and semi-finished products, the transition to the production and export of higher value-added products should be accelerated. Розвиток малого та середнього бізнесу завдяки дерегуляції та ринковому стимулюванню, зниженні податкового навантаження, розширення доступу до знань, ринків капіталу та створенню комфортних умов для ведення бізнесу. Тригером для цього можуть слугувати реалізація програми публічних закупівель, яка б дозволила не лише закрити загальні потреби органів влади, а й підтримки місцевих малого і середнього бізнесу, надання пріоритету місцевим підприємствам під час публічних закупівель. Second reform. The development of small and medium enterprises through deregulation and market incentives, reducing the tax burden, expanding access to knowledge, markets, capital, and creating a comfortable business environment. This can be triggered by the implementation of a public procurement program that would not only cover the immediate needs of the authorities, but also support local businesses, giving priority to local enterprises in public procurement, expanded regional economic development programs, and greater participation of local businesses in them, and the creation of alternative transportation routes through neighboring countries and by river barges. Реформа ринку праці шляхом запровадження ринкових засад відносин між працівниками та роботодавцями. Необхідність модернізації законодавства про працю, яке існує в контексті запровадження нормальної системи мотивації та ефективної праці через адекватну винагороду праці, так і в контексті євроінтеграційного процесу та необхідності адаптувати законодавство про працю до європейських стандартів. Нова імміграційна та реінтеграційна політика, активні програми працевлаштування мають допомогти реінтегрувати українців, які повернуться на ринок праці. Такі програми необхідно розробляти та впроваджувати в співпрацю з бізнесом та економічними колами. Reform the labor market by introducing market principles of relations between employees and employers. The need to modernize labor legislation exists both in the context of introducing a normal system of motivation for effective work through adequate remuneration and in the context of the European integration process and the need to adapt labor legislation to European standards. New immigration and reintegration policies and active employment programs should help reintegrate Ukrainians who return to the labor market. Such programs should be developed and implemented in the cooperation with business and academic staff. Імплементація економічної частини угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вона, крім певних нових обмежень, наприклад, щодо зеленої енергії, політики охорони праці, реабілітації, торгівлі тощо, надає нові можливості. Implementation of the economic part of the European Union-Ukraine Association Agreement, in addition to certain new restrictions, for example, on green energy, labor protection policy, trade liberalization, etc., it provides new opportunities. In particular, cooperation with export credit agencies of other countries can help to attract financing to prepare Ukrainian businesses to work under European Union rules. Реформа управління державною власністю, приватизація та корпоративне управління. Reform of state property management, privatization and corporate governance. Реформа ринків, зменшення впливу монополії та деолігархізація економіки. Reform of markets, reduction of influence of monopolies and deoligarchization of the economy. Податкова реформа через зменшення адміністративного податкового навантаження
спрощення адміністрування податків та запровадження прогресивної шкали оподаткування доходів для багатих за прикладом США та ЄС. Tax reform by reducing the administrative tax burden, simplifying tax administration, and introducing a progressive income tax scale for the rich, following the example of the United States and the European Union. Реформа судової системи та правоохоронних органів у сфері економічних злочинів. Влада має провести справжню та ефективну судову реформу, гарантувати верховенство права та викорінити корупцію. Це традиційні довоєнні проблеми нашої держави, але вони знову стали гостро актуальними під час війни, і тому важливо нагально здійснити реформи для вирішення цих питань. Reform of the judicial system and law enforcement agencies in the field of economic crimes. The authorities must carry out genuine and effective judicial reform, guarantee the rule of law, and eradicate corruption. These are traditional pre-war problems, but they have become acutely relevant again during the war, and it is therefore important to urgently implement reforms to address these issues. Отже, Україні для того, щоб вирішити її економічні проблеми, які успадковані від мирного періоду, коли було сформовано модель кланово-олігархічного капіталізму з високим рівнем корупції та відсталою структурою економіки, так і нові набуті під впливом повномасштабної війни та обумовлені вимогами євроінтеграційного процесу та модернізувати економіку на інноваційних засадах, потрібно впроваджувати вище зазначені реформи. Conclusion. Therefore, in order to solve its economic problems, both those inherited from the peaceful period, when a model of oligarchy capitalism with high levels of corruption and a backward economic structure was formed, and the new ones acquired under the influence of a full-scale war and caused by the requirements of the European integration process and modernize the economy on an innovative basis, Ukraine needs to implement the above reforms. Mulțumesc, echipa universității. Thank you very much, ladies and gentlemen. Mulțumim foarte mult pentru prezentare, într-adevăr, și Ucraina, dar și țările din jur și întreaga omenire se confruntă cu probleme care vizează aspecte de depășire a crizelor generate de războiul care este în regiune. Cred că Ucraina are făcut mult mai mult decât celelalte pentru a-și reveni din aceasta, pentru a-și restabili domeniul economic și nu numai economic. Și știu că împreună vom putea face acest lucru, cel puțin suportul nostru, puteți miza și conta cu suportul nostru. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare. Eu cred că întrebările lăsăm în sfârșit, după toate prezentările, dacă sunteți de acord. Da? Mulțumim. Acum îmi revine o comandă de sfârșit cuvânt secretarului general al Comunității Europene a Cooperativelor Europei, domnului Totor Ivanov, pentru o prezentare foarte interesantă. Până vine dumnealui la pupitru, da, vreau să zic că eu am listat, am avut posibilitatea să văd eu și într-adevăr este una așa foarte, foarte interesantă care împărtășește experiența cooperativelor Europei într-un domeniu foarte actual legat de sustenabilitate, de asigurarea sustenabilității. Vă rugăm și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. The colleagues, Madam Rector, Professor, thank you very much. It is an honor to be with you. My name is Todor Ivanov, and as I was presented, yes, I am the Secretary General of the European Community of Consumer Cooperatives. I think it requires no explanation what a consumer cooperative is, but today I was invited to give you a small presentation, 20 minutes, I tried to make it quicker, for
how consumer cooperatives can contribute to more circularity and more sustainability. The plan of the presentation is to show you some general facts and figures for what is EuroCoop, what are consumer cooperatives in Europe, then to shift to circularity and sustainability, what are the main challenges there, and then in the end, how consumer cooperatives, what consumer cooperatives can provide as a solution. Some data about EuroCoop. We are a European level association of national members. We have 20 members from 20 different countries. We were established in 1957, only 6 months after the European Commission was established in Brussels. Our office is in Brussels. We work with the European institutions to try to promote and increase the visibility of consumer cooperatives, including the association MoldCoop from Moldova. Our 20 national members represent 7,000 local cooperatives, 750,000 employees, and we operate together 94,000 points of sale. This can be your shop, supermarket, petrol station, restaurant, cafe, bar, hotel, anything. Together, we have 30 million owners, shareholders, active members who are the owners of this business. And altogether, we're very proud that our members combine for 72 billion euro retail turnover. This is only from the supermarkets. If we were one supermarket chain in Europe, we would be number two. As you can see on this map, there is consumer cooperative presence almost everywhere in the whole continent. We are the largest business network on the continent. And as I mentioned, if we were one organization, it would be the second biggest supermarket force in Europe. We come in all kinds of sizes, from the hypermarkets to the small shop in the small village. As you can see here on the slide, we have from digitalization all the way to the normal products that we consume every day. This is the guarantee. The Coop product is the guarantee for good quality at a fair price. Some examples from our members, you can see Finland is number of all these organizations, Finland, Italy, Slovakia, and Estonia, they're number one on their market. Finland has some very interesting data, 46% market share. It's basically almost a monopoly. Coop Italy has 14 billion turnover and more than 4,000 products with the Coop label. Slovakia, only though it is not a big country, has more than 2,000 stores. And Coop Estonia, again, a very small country of 1,300,000 people, but 65% of the population are members in the Coop. Now, everyone is talking about circularity and sustainability the past, I don't know, 5, 6, 7, 10 years. Everything is circular, everything is green, everything is sustainable. But there is one problem, actually many problems, that sustainability is fantastic, but without the consumers, without the people, it is impossible. Businesses can do everything, but if the consumer is not aware and the consumer does not look for something more sustainable, there's not going to be any change. In the process, though, big business, big industry have other plans, because business models, business enterprises that are based on the model, capitalist model for chasing maximum profit at all costs, they don't pay attention so much to sustainability. And this is where it is an opportunity for cooperatives, where sustainability is in our DNA. There are many challenges to reaching circularity and sustainability. Progressive globalization of the food industry means that the cost of food has gone down, but also the quality of and the safety of food has also decreased. We know about climate change. There is a paradox. We as consumers, as population, we are wasting more food. And the percentage of food that we're wasting is increasing. It's a paradox because in the same time, our pocket is becoming smaller. We can buy less food, but we're wasting more food. And in parallel to this, the number of people in Europe that cannot afford a warm meal, a warm food, every second day are 88 million people. 88 million people cannot afford, cannot buy warm food every second day. And this percentage is also increasing. So this is
Very well, in a bad sense. Intensive agriculture means that between 21 and 30%, 37% of all the greenhouse gas emissions globally and 11% in the EU is because of intensive agriculture, not organic agriculture, not bioagriculture. What do the politicians, how do the politicians respond? The UN started 10 years ago with the Sustainable Development Goals, 17 objectives to reach sustainability by 2030. The European Commission in Brussels followed with the Circular Economy Action Plan, with the Green Deal in 2019 and the Farm to Fork Strategy. And there are different objectives there, like 50% reduction of pesticides, chemicals, nitrogen, to increase 25% of the land for organic agriculture. All this is great. It's amazing. But again, without consumers, without the people, it's impossible. And I, as I mentioned, this is an opportunity for COP. Why? Because COP always said, we're different. How are we different? What are we different with? What do you do that is different? My job in Brussels is to go to the European Commission and the politicians, hello, we are COP, we are different. They ask you, how are you different? You have to explain how you're different. Yeah, but you know, we have supermarkets, we do different. How do you do that? You have to explain. And you only have 2-3 minutes because they lose the attention. So somehow we have to be very innovative with our messages. We say circularity and sustainability. You politicians care a lot about sustainability in COP. It's in our DNA. Why? Because principles, cooperative values, ethics. And we say, we as a business model, we do not chase maximum profit. We are owned by the people. We're not owned by millionaires, by big shareholders, like the big industry. And we care about long-term benefits and not short-term profit. And we care about environmental, social, and financial sustainability. Not only financial sustainability, like all the other businesses. We care about the environment, about climate. And the statistics is just one example from England, is that in the past 4 years, they analyzed the new businesses, the startup businesses. The cooperative startups survive 80% of the time. The non-cooperative startup survives only 44% of the time. It shows you that when a new business starts, the cooperative new business is more sustainable. In the past 5, 6, 7 years, everyone was saying, okay, let's innovate, let's optimize, it's nice. So they, as retailers, because we are retail cooperatives, supermarket cooperatives, we say, without the consumer, there's no sustainability. So everyone was engaging and is engaging and is giving information to the consumer why we have to be more sustainable, why we have to eat better, why we have to care about the environment, why buy bananas from the other side of the world, maybe buy products or cheese from Moldova and don't buy cheese from Italy. Although Italian cheese is really nice. We educate, we give awareness. We care about wasting less food. We talk about health, about sustainability, about physical activity. Digitalization has made people more stationary. We work in front of the computer on the table all day long, little children as well. We need more campaigns for physical activity. We say that COP does all this. We label our products appropriately. On the product, when you pick it up, you have the information how about health, maybe where it comes from, to make more informed consumer choices. Also, businesses, co-op businesses, but also non-co-op businesses, they optimize operations. They care about the climate, they do circularity inside, they shorten the logistics, they shorten the supply chains, more local. We also do partnerships with farmers, with other industry, from the different segments of the supply chain. All this is fantastic, but it's not enough. Because all this is happening at the moment. Everyone is doing it, COP and not COP, and big companies and small companies, everyone is doing it. And still, it is not enough. Some examples from our members. In Finland, they have a mobile application, and inside the mobile application, every member, they have, I think 3.5 million people in Finland are members of COP. In their application, they have every week what you see there in green, yellow, and red, the amount of fat, sugar, and salt
that they consume because of the products they bought. Because all this data is in the COP, has this information about each and individual consumer person shopping in the stores through their application. They analyze the data and they give it back to the consumer to say, okay, how healthy do you live? Look what you eat. In Italy, also in Finland, they based on this, they have another application where it gives you the CO2 emission, carbon dioxide emission, of the products that you bought, in order to make the consumer think, what am I buying and why am I buying it? Can I buy some other alternatives? In Italy, everybody talking about local, the Italian cooperative says, okay, we, our products, 4,500 co-op products, we guarantee 100% traceability. You will know when you buy some cheese or mozzarella or anything, where this product will come from, which part of Italy it's going to come from. In the UK, some nice example, just before the corona crisis, they stopped their last minute volume promotions in the store. Volume promotion is you buy one, you pay one, but you get three, or you pay one and you get two. They stopped this because they realized, yes, the supermarket does not waste the product. It goes to the consumer, but the consumer buys three sandwiches, goes home, eats one and throws two. Again, problem of food waste. So Co-op in the UK said, we don't do this, and instead we donate to charity. And only 6 months, the first 6 months of the corona, Co-op donated 5 million meals, just for 6 months. And again, all this is fantastic, but it's not enough. So there needs to be more. And I think we're on the right path. With our members from Sweden, we have been thinking, maybe we can be the first pioneers in COP, and not only COP. Instead of talking about innovation of supply chain, we talk about transformation of the food system. What does it mean? You see, this is the current supply chain. You have agriculture, then it's probably sold to the industry, it's processed, it's packaged, it's produced, it's sent to the supermarket, and the supermarket sells it to the consumer, and the consumer throws it away. This is the current supply chain. And we say, okay, optimizing is not going to be enough, because maybe currently the estimates, rough estimates, is that we use globally as a planet resources for three planets, not one. We're using too many resources. And maybe we manage to optimize from using the resources from three planets to two planets. But it's still two planets, not one. We need to bring it down to one. And we're not going to achieve the sustainable development goals. So what we need is rethinking, redefining, and restructuring. How can you converge social and environmental responsibility with economic viability, possibility? This is actually the words of Secretary General of the United Nations, Ban Ki-moon, 10 years ago. And the answer is, we need to transition from a supply chain to a circular system. And for that, it's the new slide, perfect. We need to rethink that from a linear concept. A supply chain is a chain, it's a linear concept. You start, you finish. That's a problem, because there should be no start and no finish. It has to be infinite. And it requires then, once you rethink the concept, you need to redefine what value is. Because I was asked, Todor, what's value? And I understood that something is valuable if it has more, I don't know, you try to explain. And then what it actually comes down to is that the word value, the concept of value, most of the time is based on the economic indicator. Profit. If I buy something at one price and I sell it for a profit, it's good, I have value. But that's not enough, because it's only the economic indicator. We need to put in the price, in the value, the social benefit and the environmental benefit. How was this produced? How many resources did it take? Did it harm the environment? Was there social labor exploitation when producing it, when manufacturing it in? I don't know, probably especially the young people have read where there is one mineral which is mined, one mineral used for all the cell phones.
one specific mineral. It's mined only in Congo, the Democratic Republic of Congo in Africa. How is it mined? What standards are used? Is there exploitation? Maybe there is, maybe there isn't. So this is why we need to rethink value. And then in the end, once we rethink, redefine, we have to restructure. The businesses have to restructure their business model, their business strategy, their own operation, and also try to make a change for consumption. Because again, without the people, without the consumers, no change is possible. All this will hopefully transition into a food system. We say to Brussels, the problem is the inefficient, not efficient supply chain. And we as COP have two branches. You have business on one side, we do the business. And in the business, you need investments, you need new operations. But then, because we are a COP, we have a responsibility to the community, to the society, to the people. And there, we have to give some sort of instruments, some sort of information to the people to bring change and a lot of campaigning. This we can skip. And this is one of the instruments I want to finish with. COP Sweden, that's why I mentioned COP Sweden, they developed a solution. It took them 8 years, 6 years of planning and 2 years of data analysis. And then in the end, they implemented this and they tell me, this is not the beginning, this is not the end. This is the beginning of the discussion. This is the sustainability declaration. Basically how it works is, you go into any shop in Sweden with the mobile app of COP in Sweden, and you scan any product, the barcode, and on the phone, you get this. And what this is it gives you the sustainability performance of that product according to these 10 indicators, which were developed by WWF, which is World Wildlife Fund Foundation. These 10 parameters include everything from biodiversity, climate change, soil, water consumption, chemicals, animal, working conditions, so there's a social factor, local population, and how transparent and traceable it is. This was implemented in Sweden, not only by the supermarkets, not only COP, but industry, agriculture, Unilever, you see there, big organizations, everyone. They have 27,000 stores, in products in the stores in COP Sweden, and that's how something this way, the consumer can make a more informed decision about what to buy and why to buy. There is a lot about transparency. One of the main questions is, okay, COP Sweden, great, fantastic, but how reliable is this information? Do you make it up? Is it true or is it not true? And COP Sweden said, yes, of course, true, because we work with international organizations which do the control outside of COP. So we do not do the control. International organizations do the control of our data. So it's fully transparent. And one of the, what the consumer will see is this, the comparison between a meat product which was imported and a meat product locally from Sweden. And there you can see the objective of this web, they call it the spider web. The closer to the center are the indicators, the more sustainable it is. So you want to buy products, if you want to buy sustainable green products, close to the center and not outside. And this is the example between imported and local meat. Conclusions. Consumer cooperatives, yes, we are different, we are distinct. We do and care about sustainability, environmental, social, and economic sustainability. We provide radical transparency, maximum transparency. We do partnerships with other businesses across the supply chain. And we're usually before legislation. Normally, businesses wait for something to become legally, the law to change, for there to be a regulation, and then business does it post facto. Usually cooperatives, they lead the way, they're the pioneers, and they say, no, legislation is here, but we are over, beyond it. But this is why we also need response from the politicians. Without them, it would be possible. We need a regulatory and policy environment so that COP can develop further.
I don't know whether I managed to stick with time, but thank you very much. And yes, thank you once again. Acum am venit întrebările la sfârșit, da? Deci, până îmi proiectează prezentarea, vreau să zic că cu domnul Todor nu ne-am înțeles să abordăm același subiect, dar până la urmă am reușit să facem să răspundem la aceeași provocare una contemporană și aș vrea să încep, mă voi strădui să vorbesc repede, de fapt eu vorbesc foarte repede. Vreau să rog translatorii să reușească în măsura în care să facă acest lucru. Deci vreau să încep cu remarca că în condițiile actuale, traiectoria prezentă de dezvoltare economică care este bazată pe utilizarea unor modele nesustenabile de consum și de producție conduc la schimbări climatice, la pierderea biodiversității, la poluare, iar aceasta în cele din urmă amenință bunăstarea populației și securitatea planetară. Deci, statisticile care există confirmă acest lucru, deci vreau să menționez doar câteva dintre acestea. Doar într-un singur an, consumul total de materiale s-a majorat cu 65%. 13% din alimentele vânzate se pierd în perioada de la recoltare până ajung la supermarket, ceea ce spunea Todor. 17% din toate alimentele se irosesc la nivelul consumatorului. Deci este o cifră impunătoare. Conform altui raport, peste 90% din materiale sunt materiale virgine, adică din prima sursă. Ceea ce alarmează este că rata de reciclare este în descreștere. Dacă în 2018 a fost 9,1, acum în anul acesta, conform ultimului raport, noi am coborât la 7%. Vreau să subliniez și faptul că o treime din alimentele care sunt produse se pierd sau se risipesc. Deci aceasta, dacă luăm în considerare că în unele țări, unele popoare sunt în condiții de foame. Fiecare cetățean european consumă în mediu 14 tone de materie primă și produce 5 tone de deșeuri. Situația sau tendințele similare sunt și caracteristici și Republicii Moldova. Deci, în 2019, vedeți pe ecran câte deșeuri au fost produse în Moldova, dar ceea ce vreau să accentuez este că rata de reciclare a deșeurilor este totuși destul de mică și încă un lucru care vreau să-l accentuez este că deșeurile sunt sortate doar în 19 orașe din țară, din 65 de municipii și orașe și din 1680 de localități care există. Deci, aceasta este o provocare enormă pentru. Eu înțeleg că e săgeată. Săgeată nu merge. Deci, aceste cifre, aceste statistici vorbesc despre necesitatea, în primul rând, a schimbării paradigmei de dezvoltare economică, de reconsiderare metodelor care există și de implementarea modelelor circulare care să răspundă în special realizării celor de-al 12 obiectiv de dezvoltare durabilă, consum și producție responsabilă. Deci în condițiile acestea, tranziția de la economia lineară, la economia circulară. Deci economia lineară este bazată pe principiul ei, produci, consumi, arunci. Deci tranziția la economia circulară, care se bazează pe un model de producție și consum, care păstrează cât de mult timp posibil materialele și produsele în circulație, a devenit un imperativ pentru orice economie din orice țară și pentru orice întreprindere care optează pentru sustenabilitate. Asta ca la stăpân, ca la stăpân, în sfârșit, cum iargă. Deci, în contextul acesta, vreau să subliniez că rolul cooperativelor este unul foarte important, deoarece cooperativele este un sistem care sunt omniprezente, care desfășoară o mare diversitate de activități, care implică un număr foarte mare de angajați și de consumatori și care se fundamentează pe activități, principii, valori și etică conform principiilor
cooperativi internaționali. Vorbați mie, eu sunt în schimb sau voi faceți ceva? A vorbit totuși despre dimensiunea cooperativelor la nivel european, a cooperativelor de consum, dar eu totuși vreau foarte succint să mă opresc, să menționez care este dimensiunea sistemului cooperativelor la nivel mondial. Asociază 1 miliard de membri în 3 milioane de cooperative și asigură 10% din locuri de muncă sau de oportunități de muncă. Ziceam, discutam și cu colegii, că dacă din acești 1 miliard de oameni, de persoane, membri cooperatori, ar fi conștient de faptul că să nu admită risipa alimentară, ca să colecteze deșeurile, ca să aibă o atitudine proactivă față de problemele mediului, atunci asta ar avea un impact enorm asupra rezolvării problemelor globale de sustenabilitate pe care le-am întâlnit. În Republica Moldova, noi avem înregistrate doar 2200 de cooperative, ceea ce constituie 1,8%, dar vreau să zic că aceste 1,8% asigură cu servicii comerciale 57% din populația Republicii. Deci, cu un număr mic, asigurăm cu o comunitate mare de cooperatori, precedentul nostru. De ce cooperativele sunt foarte importante? Deci, de aceea că, la nivel mondial, ele sunt considerate actori cheie ai economiei sociale. Deci, de fapt, spre deosebire de alte tipuri de întreprinderi, cooperativele sunt un model dual. Deci, ei nu iau în considerare doar aspectul economic, dar îl îmbină și cu provocările, problemele societale, adică și componenta societală. Socială. Deci sunt considerate și recunoscute la nivel mondial ca afaceri de succes, fiindcă penetrează în toate domeniile economice și implică diferite companii, indiferent de dimensiuni și profilii. Și ceea ce este foarte important și demonstrat deja, ei pot răspunde prompt la provocările societale, la situațiile de criză. De aceea, că în cele din urmă, conform principiilor internaționale cooperative, care sunt 7, activitatea cooperativelor converge către preocuparea pentru comunitate. Și un lucru pe care, de la care aș vrea să continui mai departe este că sustenabilitatea a devenit pilonul de bază al cooperativelor, al activității cooperativelor. Și drept dovadă este faptul că în strategiile de dezvoltare cooperativelor la nivel mondial, de des, sunt proiectate aceste două strategii, deci în 2013 a fost stabilit drept obiectiv ca cooperativele să devină lideri cunoscuți în sustenabilitate economic, socială și de mediu. Și acest obiectiv a fost reiterat în următoarea strategie, care este valabilă până în 2030. Țin să menționez că, datorită rolului și impactului pe care l-au cooperativele asupra dezvoltării socioeconomice, ele sunt susținute la nivel mondial și prin diferite documente de politici, prin rezoluțiile ONU, prin documentele de politici ale autorităților europene. Se subliniază rolul cooperativelor și se face apel către guverne de a susține cooperativele, recunoscându-le ca un model eficient economic care îmbină componenta economică și incluziunea socială. Următorul. Deci, a fost destul de interesant și noi am încercat împreună cu partenerii de la Institutul Național de Cercetări Economice să vedem care este situația în domeniul cooperativelor, în ceea ce privește atitudinea și implicarea în circularitate și am realizat un sondaj, țin să menționez că au fost difuzate chestionarele în toate cooperativele, am primit 28 de răspunsuri. Țin subliniez că nu sunt persoane fizice, dar sunt persoane juridice, deci cooperative sau întreprinderi cooperatiste, care acoperă toate regiunile. Este un eșantion divers și reprezentativ și acoperă o gamă largă de contexte și perspective. Am structurat chestionarul cu 4 grupe de întrebări. În primul rând am vrut să vedem care este profilul respondenților. În al doilea rând am dorit să vedem care este înțelegerea de către cooperative a economiei circulare, dacă știu ce este aceasta și care ar putea fi rolul cooperativelor.
În al treilea compartiment am vrut să evidențiem care este situația actuală și ce acțiuni întreprind cooperativele pentru a sprijini circularitatea și în cel din urmă capitol am inclus câteva întrebări pentru a vedea care sunt strategiile actuale și care sunt viziunile strategice pentru viitor. După cum vedeți, am testat acest sondaj și l-am realizat în ultimele 2 luni. Și vreau să vă aduc la cunoștință câteva din cele mai importante rezultate. Evident, slide-uri sunt foarte multe, dar într-o publicație care o să fie, deci o să aveți acces să analizați în detaliu rezultatele acestui sondaj. În primul rând, vreau să menționez că marea majoritate a cooperativelor se află în mediul rural, 53%, și profilurile de activitate sunt comerț cu amănuntul, producție și achiziții. Și cei care au participat în sondaj, 86 sunt cooperative și întreprinderi cooperatiste, într-un moment foarte esențial, deci majoritatea întreprinderilor, deci 71%, sunt întreprinderi, sunt cooperative mici cu un număr de angajați până la 49 de persoane, iar 25% cu numărul de angajați până la 200, aproape 250. Deci, prin aceasta putem să facem o similitudine că cooperativele sunt similare după dimensiuni, după profilul de activitate, IMM-urile, înspre regret, în Republica Moldova, ele nu pot beneficia de aceleași avantaje, beneficii, facilități, ca și întreprinderile mici și mijlocii. Deși realizează, să zic așa, funcția statului la stat sau în mediul rural cu asigurare cu mărcuri a populației. Întrebați fiind dacă cunosc cooperativele ce reprezintă economia circulară, 71% au spus că cunosc și ceea ce e foarte important, că ei consideră necesară, 96% recunosc că este important să treacă de la modelul linear la cel circular. Următorul rol. Un răspuns la fel foarte important din punctul nostru de vedere al cercetătorilor, când am întrebat care sau cui revine responsabilitatea pentru implementarea modelilor de economie circulară, marea majoritate, 85%, au răspuns că întregii societăți. Deci se recunoaște că dezvoltarea economiei circulare nu este doar pe seama distribuitorilor sau producătorilor, dar fiecare individ, fiecare entitate economică trebuie să se implice în soluționarea acestei probleme. Am întrebat dacă sortează deșeurile colectate în containere separate, că am adus anterior ciclurile referitor la aceasta și ați văzut că aceasta confirmă că deci nu se selectează, dar vă rog să atrageți atenția în partea dreaptă, că principala cauză este că colectorii de deșeuri nu le separă, deci nu are sens. Ca să vină colectorii de deșeuri și să unească toate împreună. Deci asta încă o dată confirmă faptul că implementării modelilor de circularitate nu ține doar de cooperative, dar de toți partenerii întregului lanț valoric sau a circuitului economic. Încă un moment foarte esențial, apropo, cândva cooperativele din Moldova colectau ambalaje de la populație, deci din carton plastic, și le transmiteau către entitățile care reciclau aceste materie. În prezent, din păcate, 93% nu se preocupă de aceasta, deși dacă lucrul acesta ar fi fost făcut, atunci ar fi o contribuție enormă la rezolvarea problemelor de mediu. Principala cauză de ce nu se face, pentru că nu sunt resurse financiare pentru a colecta asemenea ambalaje și aceeași problemă, deci nu este unde să fie predate aceste ambalaje. Deci problema, zic, cooperativele au potențial, dar din păcate nu pot să se implice activ, fiindcă nu funcționează celelalte etape sau celelalte părți ale circuitului economic. A fost o întrebare foarte interesantă și dacă am avea timp, eu vă spun și dumneavoastră această întrebare. Deci cum s-a schimbat durata de viață a produselor, pentru că durabilitatea este un aspect foarte important. Și am inclus 2 întrebări, deci termenul de valabilitate a produselor alimentare și dacă vedeți în slide, de 57% au zis că termenul pentru produse alimentare a devenit mai lung. Asta înseamnă că
procesatorii folosesc tehnologii de conservare, de ambalare, care lungesc perioada de valabilitate, da, de consum. În schimb, pentru mărfurile nealimentare, concluziile le las să faceți dumneavoastră. Pentru mărfurile nealimentare, majoritatea au spus că în ultimele două decenii s-a redus durata sau durabilitatea produselor nealimentare, inclusiv electrocasnice, electrotehnice. Deci aceasta este filozofia business-ului care optează pentru a produce mărfuri cu o durabilitate mai mică, astfel încât să faciliteze procurarea produselor consumului, dar aceasta are impact negativ asupra mediului, fiindcă toate aceste produse trebuie să fie reciclate sau cel puțin există și experiențe din cooperative care le desfac, nu găsesc cuvântul potrivit în română, și utilizează acele elemente pentru fabricarea sau pentru pregătirea altor produse. Încă un moment, deci am întrebat dacă procură de la populație produse care ar putea fi revândute sau redistribuite. Acesta ar fi o contribuție la modelul de extindere a duratei de viață a produselor, deci vedeți că marea majoritate au spus că nu. Și ceea ce ne-a urmit un pic este că în viitor nu prea intenționează să facă aceasta, deci jumătate au spus că nu prea vor să facă lucrul acesta. Și eu cred că aici nu sunt încercate niște politici și niște acțiuni de suport, de explicare pentru a soluționa această problemă. Încă o întrebare s-a referit la serviciile post-vânzare, care sunt foarte importante pentru extinderea duratei de viață a produselor. Iarăși revin la experiența cooperativelor care anterior efectuau operațiuni de reparație, de condiționare a produselor. Din păcate, lucrul acesta astăzi nu se face. Și dacă au implementat un sistem de management al mediului, doar câteva întreprinderi de producere au făcut lucrul acesta. Unul din principiile cooperatiste internaționale este educație, training și informare. Am încercat să vedem care este opinia cooperativelor referitor la aceasta și dacă desfășoară acțiuni de sensibilizare a consumatorilor în ceea ce privește reducerea risipii alimentare, returnarea ambalajelor, etc. Din păcate, în ultimii ani lucrul acesta nu s-a făcut și cauza principală până la urmă iarăși revine la insuficiența resurselor financiare. Dar aici vreau să reamintesc că acest obiectiv e foarte important de a reduce la jumătate risipa alimentară per capita până în anul 2030 și de aceea noi, după cum am menționat anterior, fiind țară candidată pentru integrarea în Uniunea Europeană, trebuie să ne conformăm și acestui obiectiv. Am încercat să vedem cum apreciază cooperativele, care ar fi impactul lor asupra mediului și 82% consideră că da, are impact, dar vă rog să observați care sunt motivele. Motivele sunt datoria morală. Până la urmă, lucrul acesta este unul important. Și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Iar cei 18% care au răspuns negativ au menționat drept motiv lipsa de cunoștință sau cunoștințe insuficiente pentru a promova această circularitate. Dacă să ne referim care ar fi totuși instrumentele principale, vreau să menționez, din păcate aici nu se vede pe slide, dar vreau să zic că barele din compartimentul 2 vizează programe de sensibilizare și educare a societății, a consumatorilor a societății, da? Și vedeți că aici și numărul cel mai important, deci asta ar fi primul plan. Pe al doilea loc ar fi politicile de susținere financiară și de consultanță și cu instrumentele de tranziție către economia circulară. Iar pe stânga sunt proiectele de cercetare și dezvoltare. Deci, până la urmă, totuși, ce am constatăm este că consumatorii, dar și angajații din cooperative mai puțin cunosc despre economie circulară și metodele pe care ar putea să le folosească. Încă un lucru interesant care am încercat să-l depistăm și am constatat în urma sondajului că
50% din cei intervievați, din cei chestionați, consideră protecția mediului o oportunitate strategică de dezvoltare, însă acest obiectiv nu se regăsește în niște strategii distincte, separate, aprobate, dar sunt punctate ca acțiuni pentru realizarea în anumite perioade. Și încă un moment, ultima întrebare la care avem răspunsul este care sunt modelele de afaceri circulare care s-ar potrivi mai bine cooperativelor și, după cum vedeți, practic toate modelele au aplicabilitate în cooperative, deci cel mai mult revine aproape 40% consumabilor circulante, fiind urmate de recuperarea reutilizarea deșeurilor, ulterior ciclul de viață extins al produsului și platformele de partajare. În general, vreau să zic că modelele de economie circulară și modelele de business cooperativ sunt interconectate. Deci unele pot fi folosite în celelalte domenii. Și ca concluzie, vreau să zic că în urma studiului am constatat că există un potențial semnificativ al cooperativelor pentru a contribui la implementarea principiilor economiei circulare. Totuși, o problemă este să vizează conștientizarea și informarea adecvată despre economie circulară. Dar o barieră importantă este lipsa resurselor financiare și a soluțiilor tehnologice și tehnice și astăzi Todor ne-a demonstrat experiența cooperativelor din Europa în acest domeniu și cred că noi am putea să preluăm din această experiență. Ceea ce este important s-a constatat în cadrul studiului că sunt decalaje în pregătirea sau în competențele angajaților din sistemul cooperației de consum, dar nu numai în ceea ce privește utilizarea metodelor circulare. Și este foarte important să avem un sprijin politic, după cum am spus, trebuie, nu avem timp ca să fac o analiză și a cadrului normativ, dar vreau să menționez doar că în cadrul normativ existent și în documente strategice de dezvoltare nu se regăsesc în Republica Moldova, nu se regăsesc acțiuni de susținere a cooperativelor în ceea ce privește dezvoltarea, implementarea sau suportul în implementarea economiei circulare. În final, aș vrea să zic că totuși, din studiul care l-am făcut, cooperativele sunt o forță și pot contribui la dezvoltarea economiei circulare, însă sunt necesare eforturi conjugate din partea tuturor actorilor implicați, vorbim de autorități publice centrale, locale, de business, de academia, de societatea civilă, pentru a implementa cu succes acest model. Ziceam că asta este prima parte cu rezultate de sondaj. Noi mai avem o parte împreună cu Victoria Danu-Băiat acum. Așa. Fiind că am epuizat timpul, vreau să vă întreb. Deci partea a doua deja vizează ce ar putea să facă cooperativele. Dacă îmi dați 5 minute, atunci vă rog pe Victoria să contribuie, fiindcă viitorul aparține tinerilor. Și eu fer cuvânt microfonul tinerilor cercetători pentru a continua cu perspectivele de viitor. Da, Victoria? Mulțumesc foarte mult. Nu mai sunt tânără de mult. Dar mulțumesc. Din păcate, deja nu mai sunt tânără, dar mă rog. Deci, în rezultatul cercetărilor și a activităților realizate, dar și a analizei experienței altor cooperativă, am încercat să elaborăm un model de implementare a activităților sustenabile în cadrul cooperativelor. Observăm că această integrare a modelelor de afaceri circulare și a modelelor de business cooperative ar crea o sinergie puternică în care beneficiile economice, sociale și ecologice se vor completa reciproc. Astfel, cooperativele ar trebui să efectueze o evaluare detaliată a activităților lor pentru a identifica impactul asupra mediului. Acest lucru poate include analiza consumului de resurse, gestionarea deșeurilor și emisiile de gaze cu efect de seră.
Una dintre cele mai importante măsuri pentru o cooperativă este trecerea la surse de energie regenerabilă. Astfel, instalarea panourilor solare sau a turbinelor eoliene pe clădirile cooperativelor ar putea contribui la reducerea dependenței de sursele de energie poluante și la reducerea amprentei de carbon. Totodată, cooperativa ar trebui să implementeze și un sistem de gestionare a deșeurilor care să include reciclarea și compostarea. Deci, sunt necesare eforturi și investiții pentru crearea infrastructurii necesare de colectare și separare a deșeurilor, dar și transmiterea acestor deșeuri către centrele de reciclare și de compostare. Cooperativa, de asemenea, poate încuraja membrii să folosească mijloace de transport durabile, cum ar fi bicicletele sau transportul în comun. De asemenea, se pot organiza carpooling-uri sau se pot dezvolta programe de ride-sharing în cadrul cooperativei. Totodată, cooperativa poate sprijini producătorii locali și fermierii care practică agricultura sustenabilă. Aceasta poate include promovarea și vânzarea produselor locale în magazinele cooperativei sau organizarea de târguri ale producătorilor locali. Un rol aparte este acordat măsurilor de educație și conștientizare. Cooperativele pot organiza sesiuni de formare și ateliere pentru a învăța pe membrii tehnici și practici sustenabile. Următorul slide, vă rog. În concluzie, pentru a facilita tranziția către o economie circulară în Republica Moldova, este necesară o abordare integrată, o colaborare între mediul privat, mediul academic și guvern, care să includă educație și conștientizare, sprijin financiar și tehnologic, dezvoltarea resurselor umane și susținerea prin politici din partea statului. Deci, prima recomandare vine pentru însăși cooperativă, promovarea programelor de educație și conștientizare în domeniul economiei circulare, atât la nivelul întreprinderilor, cât și în comunitate. Cooperativele pot organiza campanii de conștientizare în rândul membrilor și comunității locale pentru a promova importanța activităților sustenabile. A doua recomandare ține deja de eforturi și sprijin din partea guvernului în vederea acordării sprijinului financiar și tehnologic întreprinderilor care doresc să adopte modele de afaceri circulare. Aceasta poate include acordarea de subvenții, împrumuturi preferențiale sau alte forme de asistență financiară pentru a investi în infrastructura și tehnologia necesară. Sunt necesare investiții în dezvoltarea capacității angajaților prin programe de instruire și formare pentru cei care abordează conceptele și practicile economiei circulare. Astfel, spre exemplu, parteneriate cu instituții de învățământ pentru a dezvolta programe de instruire în economie circulare sunt recomandate. Bineînțeles că un rol important revine politicilor și reglementărilor care să faciliteze tranziția către economia circulară. Astfel, cooperativele pot beneficia de stimulente fiscale pentru adoptarea modelelor de afaceri circulare, crearea programelor și mecanismelor de finanțare specializate pentru cooperativele care doresc să dezvolte modelele de afaceri circulare, etc. Următorul set de recomandări vine în ideea promovării colaborării între sectorul public, privat și cu organizații de mediu sau ONG-uri pentru a dezvolta inițiative comune în vederea adoptării modelelor de afaceri circulare. Dezvoltarea colaborării cu alte cooperative, relevante. Dezvoltarea de proiecte comune și identificarea oportunităților de afaceri circulare. În final, este necesar de a implementa și un sistem de monitorizare implementarea economiei circulare. Aceste recomandări pot contribui la crearea unui mediu favorabil
și stimulativ pentru tranziția către economie circulare în Republica Moldova. Acestea au fost discuți rezultatele studiilor și informații. Doamne, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această colaborare și experiență frumoasă. Mă simt onorată că am lucrat cu astfel de personalități. Și eu, la fel, am colaborat cu tineri cercetători. Mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, întrebări dacă sunt. Nu sunt, vreau să spun, nu ne-am încadrat cu un minut, mai ne-am păcănut până ne-am încadrat. Eu vă mulțumesc, deci astăzi o să continui de la 4 până la 7 să fie ședințele pe secțiuni, continuăm discuțiile acolo și dacă mai am apărut întrebări, atunci putem să le punem și să discutăm pe secțiuni. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc, în primul rând, pace, sănătate și succes. Mulțumesc!